Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV. Cred că nu mai este un secret pentru nimeni faptul că, cel puțin în ultima lună, s-a discutat foarte mult în diferite medii despre problema învățământului românesc, îndeosebi după susținerea examenului național de titularizare. Foarte mulți au marșat pe ideea rezultatelor slabe obținute la acest examen, pe ideea categoriei profesorilor care nu-și fac treaba la catedră și așa mai departe, creându-se așa o imagine sumbră asupra ceea ce înseamnă procesul educațional în țara noastră. Mai puțin însă s-a vorbit despre profesorii devotați, profesorii dedicați trup și suflet școlii românești, profesorii care își fac treaba cu vârf și îndesat la catedră și nu numai. Din acest motiv mi-am propus ca de acum înainte să aduc, de câte ori am ocazia, în fața dumneavoastră, câte un profesor. Motiv pentru care acest ciclu de emisiuni l-am intitulat Profesorul de lângă noi. Astfel, în această primă emisiune din această serie, alături de mine va fi un profesor devotat școlii românești. Este vorba despre doamna profesor Ana Filip de la Salva, din județul Bistrița-Năsăud. Doamna profesor Ana Filip, care este președinta cercului Astra Salva și directoare a revistei Astra Salvensis, singura revistă științifică din România care apare în mediul rural. Acestea fiind spuse, stimată doamnă profesor, vă spun bine ați venit alături de noi și de telespectatorii Alba Carolina TV. Bine v-am găsit. Vă mulțumesc. Salut ascultătorii noștri. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că ați acceptat să povestim puțin, ce-i drept, în limita de timp impusă, să povestim despre activitatea dumneavoastră didactică. Pentru început, aș vrea să ne spuneți nouă și telespectatorilor noștri câte ceva despre dumneavoastră, despre formația dumneavoastră intelectuală, despre școala, despre școlile pe care le-ați urmat de-a lungul vieții și așa mai departe. Da. Eu am trecut prin toate etapele și prin toate transformările posibile în învățământ într-o perioadă îndelungată. Am început școala cu imnul Trăiască regele în pace și în onor, admiram portretele regilor, făceam religie până la vacanța de Crăciun. După aceea ne-au luat regii jos de pe pereți, au scos religia și ne-au spus să nu mai zicem vacanța de Crăciun, ci vacanța de iarnă. În sfârșit, în fiecare an aveam alt învățător. În clasa a treia și a patra am avut o învățătoare deosebită. Adevărul e că dascălii de pe vremea aceea erau puțini calificați. Era după război, mulți nu s-au mai întors. Cei care erau mai tineri, absolut, cred că mai mult de jumătate erau suplinitori cu liceul. Eu, după ce am terminat 7 clase în sat, la Zagra, județul Bistrița-Năsăud de astăzi, am dat admitere la liceu. Am intrat, sigur că a fost foarte greu. Diferența era extraordinar de mare între pregătirea noastră, cei veniți din mediul rural, și cei care erau din Năsăud sau aveam colegi din Vatra Dornei, de la Dej, de la Beclean, deci de la școli mai bune, care aveau profesori calificați. De exemplu, până la examenul de admitere, n-am știut că există geometrie și algebră. În orar figura matematică, care se făcea din clasa 5-a aritmetică, am făcut-o ca lumea cu un învățător, iar în a 6-a și a 7-a, când scria matematică, venea cineva din cancelarie și ne spunea plecați în gimnastică sau în sport. Și ne jucam și eram foarte fericiți. La admitere am descoperit. Vă dați seama cam cât de greu era unui copil de la țară. Am terminat liceul, prima serie cu 11 clase. Am prins și reforma când s-a făcut o epurare, așa zisă, prin decretul 229. Din 5 clase au rămas 2 numai. Toți care aveau mai mult de 2 corigențe au fost exmatriculați. Pretențiile foarte mari, dar am terminat cu bine liceul. Am avut și șansa că, nefiind locuri în internat, trebuia să stăm în gazdă și doamna dirigintă era singură și era urât, mai ales iarna, și m-a luat în gazdă cu ea. Și
m-a învățat să citesc romane, cum să le analizez, cum... și m-a apropiat de lectură. Foarte multe lucruri am învățat. Erau profesorii deosebiți și înțelegeau diferența între noi și cei de oraș. Ne-au ajutat în fel și chip. Am terminat liceul și am intrat în învățământ. Erau și învățători și profesori care nu aveau nici măcar liceul. Era, de exemplu, unde am fost eu repartizată, era un învățător cu 4 clase, dar dădea niște elevi excepționali. El avea 4 clase, dar era un autodidact. Era doi cu absolvirea liceului, doi absolvenți de liceu și noi eram 4 absolvente de liceu din aceeași serie. După un an am avut dreptul să mergem la admitere la Institutul Pedagogic, la Cluj. Și am mers la Institutul Pedagogic, am dat admitere și am intrat la Institutul Pedagogic, care era de grad universitar, și în timp de 2 ani am ajuns învățătoare calificată. Am dat definitivatul, care era atunci o adevărată teroare. Se dăduse înainte de război și după când s-a reluat, au fost niște pretenții extraordinare și se cădea așa, pe capete. Noi am fost seria de la Institutul Pedagogic, care am trecut aproape toți la definitivat. Și când am dat examenul de pedagogie, profesorul, autorul manualului Anatolie Chircev era în comisie și mi-a spus, zice, tovarășa Tohati, că eram cu numele de fată, ar fi păcat să rămâneți numai cu institutul, vă recomand să mergeți mai departe la universitate. Și m-am dus la admitere, la universitate, m-am înscris la filologie, care era limbă și literatură română, istorie, dar după ce am terminat anul întâi, anunț că de fapt se reduce istoria și vom fi calificați numai la limbă și literatură română. Dar era la Târgu Mureș, facultate de română, istorie, și m-am transferat acolo și am terminat la Târgu Mureș. Între timp, în interesul învățământului, am fost fixată pe post, când directorul vroia să scape de direcțiune, toată lumea fugea de direcțiune, m-a recomandat pe mine și m-am trezit director. Foarte greu era, a venit și noua împărțire administrativă a țării, multe ședințe la Bistrița, legături foarte grele de coborâțe, eram în munți deja la Ilva Mare, numai 2 trenuri pe zi, vă dați seama, dar pe toate le-am făcut și luând exemplu de la învățătoarea mea, de la profesorii cu care am făcut, nu mai știu care erau calificați, care nu, dar în orice caz cei de la liceu erau toți calificați și foarte buni. Și mergând pe linia ce n-am înțeles eu și ce n-am înțeles cu ușurință și cum m-au lămurit. Și așa am încercat și eu să fac cu elevii. Am avut în primul an o clasă de 31 de elevi, toți au terminat clasa. N-am avut repetenți niciodată, n-am avut corigenți. După aceea, după 12 ani de stat la Ilva Mare, m-am transferat la Salva, adică am fost transferată în interesul învățământului. Și anume de ce? Pentru că acolo în munți la Ilva Mare, când s-a generalizat învățământul de 10 ani, am creat clasă, încă nu una, două clase, paralele de a 9-a și apoi a 10-a. Și cum acolo era CAP, în munți, CAP, vă dați seama, pământul era nelucrat și ne-a dat un lot școlar de nu știu câte hectare. Am lucrat cu elevii, cu părinții și am avut o recoltă de cartofi fantastică, încât toate spitalele din Cluj s-au aprovizionat, nu știu câte camioane au cărat cartofi de la noi. Era 15 bani kilogramul, dar cu banii ăia am mers și am cumpărat la școală televizor, antenă, un televizoraj mai mic, un pic, plăci de muzică, plăci cu piese de teatru, linoleum pe jos, perdele de pașcani și în felul ăsta părinții s-au mobilizat și ei văzând că se schimbă totul, că e frumos, copiii trag la școală, n-am avut de școlarizați și uite așa, au trecut 12 ani și apoi am fost trimisă în interesul învățământului la Salva, unde ne-am, până la pensie am lucrat. Dar când am ajuns la Salva, era fixată numai pe catedră de istorie și atunci a trebuit, mi-a spus inspectorul de la personal, s-a uitat peste matricola mea din facultate și apoi se la rezultatele care le-ați avut puteți să faceți încă una. Și m-am dus la zi cu scutire de frecvență. Era un fel de facultate, deci era înscris în catalog la zi, dădea examene cu cei de la zi, dar era scutire de
frecvență pentru că munceai efectiv în specialitate. Și am terminat, mi-am dat toate gradele. Ceea ce eu acum când privesc în urmă, mă gândesc că noi fiind foarte mulți frați, 5 eram cu studii, de copii de țărani, dar 5 eram cu studii superioare și mama totdeauna ne-a învățat de toate și tata. Și să respectăm oamenii și să ne apropiem de oameni și să lăsăm după oameni și să nu ne certăm cu nimeni. Și așa am aplicat și în viață. Mi-am apropiat copiii, părinții, n-am avut probleme de nici un fel, nici cu elevii, nici cu... Copiii s-au lipit de mine, învățam să cânte, să danseze și în pauze ieșeam cu ei. Și uite, așa au trecut 43 de ani de muncă. În slujba învățământului românesc. În slujba. Am prins toate transformările, toate. Am avut bucuria și plăcerea de a cunoaște și de a lega prietenii cu foarte mulți dintre cei care au avut bucuria de a avea profesori sau diriginte la clasă. Și de multe ori, în discuțiile noastre, i-am întrebat cine ți-a slujit drept model în viață sau în carieră. Și majoritatea mi-au spus doamna profesor Ana Filip. Cu siguranță, un om ca dumneavoastră, un profesor ca dumneavoastră, în tinerețe, pe băncile școlii, pe băncile facultății, a avut un model. Ne-ați putea spune cine v-a slujit drept model de viață, de conduită profesională? De conduită profesională, dirigintele din liceu, Burcezan Eremia, un dascăl de excepție. El ne-a învățat de toate. Nici nu vă pot spune, orele de diligenție era o adevărată sărbătoare pentru noi. Abia așteptam și făceam și matematică cu domnia sa și rămâneam pauze. Și ne cunoștea când eram supărați, când venea și ne întreba, avea unii decese în familie sau necazuri, cine știe, că erau necazuri de toate felurile, nu le putem povesti aici. Și el ne cunoștea și venea și ne mângâia și ne spunea și ne sfătuia. Și așa am reușit să trec peste toate greutățile, că să știți că n-a fost ușor. N-a fost ușor. Te trezeai, de exemplu, cu inspecția la ușa școlii. Erau copiii intrați la ore, profesorii erau intrați la ore, deja și oprea mașina și coborau câte 20-30. De la partid, de la UTC, de la pionier, de la inspectorat. Și intrau peste tine acolo la ore, trebuia. Dacă erai nepregătit, te prindea de numai. În sfârșit, m-am descurcat pentru că îmi dau seama că și faptul că am tot învățat, deci după Institutul Pedagogic am făcut Facultatea de Filologie, apoi Facultatea de Istorie Filozofie și pe diploma mea erau scrise foarte multe, încât mi-a spus inspectorul de personal și dacă se desfințează școala și rămâne numai o clasă și la aceea puteți preda, că aveți toate calificările. Și mă gândesc că învățând toată viața, i-am învățat și pe ele exact așa. Și nu m-am mărginit numai la lecții. Și în pauze, ieșeam, în pauzele povesteam legendele Olimpului, legendele românești, basme, întâmplări, tot felul de... Și copiii erau tot pe lângă mine când eram și în pauze. Și apoi era la pionieri obligatoriu să faci fel de fel de activități și când s-au lansat pe țară expedițiile cutezătorii, am început să organizez echipaje de expediții și am luat țara de la unde s-a agată Hartancui până la Călugăreni și Izlaz la Dunăre și așa mai departe, i-am purtat în toată țara pe expediții tematice. 37 de expediții, am făcut toate monumentele istorice, monumente naturale, case memoriale, muzee, am marcat în munți, am fost de 7 ori în delta Dunării, copiii primeau ca premiu, cei care obțineau premii pe țară și am obținut totdeauna, primeau tabără gratuită și asta îi îndemna să muncească și să învețe și să asculte de părinți, să-i lase, că era greu să-i lase 2-3 săptămâni vara de la lucru să se plimbe prin țară. Și era așa o întrecere frumoasă. Plus, ca să-i ajut într-un fel să fiu un pic mai ambițioși, am făcut banca de onoare. Și cine lua notele cele mai bune stătea în banca de onoare și toți săracii se întreceau între ei și se ajutau ca să ajungă toți pe rând în banca de onoare. Deci am găsit fel de fel de metode, de prin cărți, de prin metodici și în felul ăsta m-am descurcat foarte bine cu copiii. N-am avut niciodată corigenți,
nici repetenți, Doamne ferește, niciodată. Copiii veneau cu foarte mare plăcere, chiar ziceau ei, zice, la sport, la istoria și la muzică îi place cel mai mult. Frumos. Vom reveni cu permisiunea dumneavoastră asupra acestui capitol a activității de după ora de istorie, pentru că de multe ori, ascultând poveștile foștilor dumneavoastră elevi, am rămas impresionat de atmosfera pe care dumneavoastră știți să o creați în cadrul acestor expediții documentare, le-am putea numi. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să vă întreb un lucru pe care nu am îndrăznit să vă întreb până acum. V-ați desfășurat o bună bucată de timp activitatea sub regimul comunist. Noi am povestit foarte multe aspecte legate din activitatea dumneavoastră din acea perioadă, însă niciodată nu v-am întrebat care au fost provocările, tentațiile care au apărut pentru un tânăr profesor în acea perioadă de prigoană. Care erau tentațiile care apăreau în calea unui profesor și provocările? Erau vremuri foarte grele, cu adevărat. Și la noi, în familie, a fost o situație deosebită pentru că soțul meu a avut multe de tras pentru tatăl lui, care a fost în Partidul Național Țărănesc și în 1946 n-a vrut să se supună la noul regim și a fugit și a stat 18 ani fugit. Și soțul meu pentru asta a fost dat afară din învățământ și mie mi-era frică că mă dă și pe mine și rămân cu 3 copii și ce mă fac, unde mă duc. Când socrul meu s-a prezentat în 1964 și ei s-au ținut de cuvânt și i-au trimis soțului meu reîncadrarea în învățământ. Deci n-am fost membru de partid până în momentul când a venit ordin. Profesorii de științe sociale, în mod obligatoriu, trebuie să fie membri de partid. Și atunci m-au primit și pe mine în partid. N-am apucat mult pentru că a venit Revoluția și... Deci n-am fost membru de partid, am fost utecistă. Am avut activitate foarte bogată și totdeauna eram apreciată pentru activitate. Și activitate sportivă și culturală și tot ce știam eu îi învățam pe copii. Tot. De exemplu, i-am învățat limbaj de transmitere a știrilor la distanță până la 6 km dacă ai binoclu. Și chiar acum, când am fost în ultima excursie tematică cu Veronica Michel, Mihai Eminescu și Ion Creangă, le-am arătat alfabetul și într-o jumătate de oră l-am învățat. Deci vă dați seama că și acum parcă mâine m-aș duce înapoi la școală și să mai fac lecții și să... Plus că era moda cercurilor, aveam cerc de istorie. La cercul de istorie am strâns multe povești din sat, de la bătrâni. Așa am aflat legenda Fântâna Truții. Și eu întâi n-am vrut să-i cred pe elevi de ce zice Fântâna Truții, că o femeie vitează a omorât acolo un tătar. Dar am întrebat pe preotul bătrânul. Și mi-a spus, da, e adevărat, zice, scrie pe cartea de rugăciuni pe tetra evanghelial, zice, e scris de diac. Într-adevăr, în 1717, Truța și l-a omorât acolo pe tătar. Și apoi organizam în fiecare an excursii la Fântâna Truții, la roata lui Tudoran, unde a fost martirizat Tănase Tudoran, care a condus revolta grănicerilor năsăudeni din mai 1673, 1763, locul unde a fost ucis, tras pe roată cu 22 de ani înainte de Horia. Acolo recitam poezii, poezii cu conținut istoric, cântece, mi-a dat Dumnezeu și auz muzical și cum auzeam un cântec frumos la radio sau ceva, rapid îl învățam. Plus că știam de la Institutul Pedagogic, am făcut muzică cu un mare muzician, Marius Cuteanu, și ne-am învățat din toate domeniile cântece. Și asta m-a ajutat foarte mult. Veneau copiii cu mare plăcere, fugeau de la muncă ca să vină la cercul de istorie. Era 2 ore pe săptămână. Alții la cercul de matematică, alții la cercul de geografie. Deci erau activități foarte bogate. Mie îmi pare foarte rău că s-au scos din program expedițiile cu cutezătorii. De exemplu, erau extraordinar de bune că învățau pe copii să fie gospodari. Să-și pună merinde, să meargă pe munte, să marcheze munții, să asculte de ordinele celor de la armată care mergeau înainte și făceau semnele pe unde trebuie să trecem noi și să facem marcajele, cărau vieții copiii pietrișul, cimentul în spate, indicatoarele, stâlpii pe care montam indicatoarele. I-am învățat cu busola cum să le orienteze, de exemplu, munții Rodnei,
Vă dați seama să duci 14 km o bară de 36 de kg de grea și indicatoare fiecare de câte 6 kg, că erau emailate, mari. Și vieții copii, niciunul nu s-a plâns. Și am pus indicatoare, am făcut drumuri de acces spre creastă, alte expediții făceau drumurile pe creastă. Ne gospodăream, să vedeți când venea câte o ploaie și ne ploua pe mămăligă și nu mai puteam face și trebuia să ne ascundem de ploaie. Și, bă, foarte frumos a fost și copiii își amintesc cu drag de vremurile acelea și de activitățile pe care le-am făcut. Cumva ați acoperit următorul subiect de discuție. Vreau să insistăm puțin asupra acestor expediții cu cutezătorii. Știu de la prietenul nostru comun, părintele Maxim Murariu, care v-a fost elev, da. Despre modul în care se desfășurau aceste expediții și nu numai. Tot de la el știu că organizați în curtea școlii la sfârșit de săptămâni întâlniri cu elevii, le spuneați povești și povestiri despre domnitorii da. Moldovei, țării românești, despre voivozii transilvaneni, făceați focuri de tabără în curtea școlii, unde, așa cum ne-a spus, îi învățați, îi pregăteați, de fapt, pentru ceea ce avea să însemne viața de după absolvirea școlii. Și am rămas profund impresionat de aplicarea dumneavoastră asupra ceea ce înseamnă activitate extrașcolară, activitate cu elevii în afara programei școlare. Foarte mulți profesori se limitează la programa școlară, se duc la clasă, își fac lecția și nimic mai mult. Însă dumneavoastră ați încercat să-i atrageți pe copii și prin astfel de activități extrașcolare. Și de multe ori, în momentele în care Maxim îmi povestea despre aceste activități, am regretat faptul că nu m-am numărat și eu printre elevii dumneavoastră și că noi la SEBE și la Alba nu am avut parte de un profesor care să ne ducă în expediții de acest gen sau să ne organizeze întâlniri despre care am vorbit. Tot ca parte a activității dumneavoastră didactice, v-ați îngrijit de promovarea tradițiilor, obiceiurilor noastre românești în rândul tinerelor generații. Și știu că la momentul potrivit, la Salva, ați înființat un ansamblu. Ansamblu care se numește și cred că funcționează până în zilele noastre, dacă nu mă înșel, da. Păuna și Salvei. V-aș ruga să ne povestiți puțin despre acest ansamblu, cum v-a venit ideea înființării acestui ansamblu și cum a evoluat el de-a lungul timpului. Ansamblul întâi l-am creat la școală cu elevii de clasa 8-a. Când am venit la Salva, mi s-a dat o clasa 8-a care până într-a 8-a au avut 5 diriginți. Toți au lăsat. Și mi-au dat mie. Eu nu m-am dus cu idei preconcepute. Întâi au încercat ei să facă șmecherii, dar cu mine nu le mergea. Și am reușit să-i conving că dacă vom face un spectacol frumos, vor fi foarte fericiți și eu și părinții lor și vor vedea cât sunt ei de cuminți. Și am început repetițiile, copiii foarte receptivi, talentați, părinții înțelegători, îi lăsau la repetiții și am făcut întâi un program școlar. Nu aveam muzică instrumentală, nimic, cântau fetele melodia și băieții dansau, cântam în cor, grup vocal. I-am rugat să culeagă de acasă niște cântece de la bătrâni, copiii foarte harnici i-au cules, mi-au adus zeci de cântece, balade, tot felul de lucruri interesante pe care apoi le-am cules și le-am scris toate într-un caiet. Am dramatizat o piesă de teatru, Nimeni nu e singur pe pământ, se numea, și au avut copiii un succes extraordinar. După aceea vorba românului, am putut prinde și iepuri cu ei, că nu mai ridicam degetul sus în pauză și erau toți pe lângă mine. N-am mai avut probleme. Toți sunt oameni realizați și care majoritatea sunt plecați în străinătate și îmi dau telefoane și tot felicitări la sărbători, că nu mă uită și cât de bine le-au prins ceea ce am făcut acolo. I-am pus nume Păunașii Salvei, că la cămin erau dansatori și aveau un ansamblu de obiceiuri și tradiții. Și la un turneu pe care l-am făcut în Maramureș și eu eram prezentatoare, am zis, hai să-i zicem Păunu, pentru că era pana de păun la Salva specifică. Și am zis Păunu.
Și la ei mei le-am zis pe una și salve. Pe unul s-a desființat și au rămas copilașii care au format baza ansamblului de astăzi, care face o prezență extraordinară în emisiuni, în programe, la festivități peste tot. Au fost invitați și în străinătate, în cadrul proiectelor pe care școala noastră le are cu multe țări din Europa și din afara Europei. Ansamblu foarte prețuit este. Copiii de mici din clasa 1-a, 2-a intră în ansamblu. Acum au și directorul de cămin, care e specialist și le cântă și din vioară. Deci și-a continuat activitatea. Apoi am făcut alt spectacol, tot cu cei copii, așa zis, răi, cu cântecul și jocul în jurul lumii. Și am făcut fel de fel de improvizații. De exemplu, la un cântec african, pe care l-am învățat dintr-un film cu sclavii negri de pe Mississippi. Nu știam eu ce zic, dar cum cântau un film, mi-am învățat și pe ei în limba engleză. Și i-am îmbrăcat cum erau ei îmbrăcați, cu trestii și cu, exact, africanii. Păi am avut un succes nemaipomenit, sau era filmul Vagabondul. Și tradus în românește și toți copiii, nu exista unul să fugă de la repetiții sau să nu vrea să vină, toți vroiau. Deci pe copii trebuie să știi să-i ai, trebuie să-i încurajezi. N-am avut, vă spun, niciodată probleme de niciun fel cu copiii. Totdeauna ne-am împăcat bine, mă caută și acum când vin, mi-au spus cei ce au făcut armata că au avut un foarte mare folos că au învățat orientarea cu harta, busola și liniarul, că harta, busola și liniarul erau pe munți uneltele noastre. Apropo de... Deci, ansamblu și activitatea sportiv-turistică, am făcut și echipaje de orientare turistică și am luat loc întâi pe țară, la Predeal și la Brănești, lângă București. Și am primit diplome și cupe de cristal. Și când mergeam la concurs, toți instructorii erau ofițeri la toate formațiile, numai eu eram acolo, femeie între ei, cei care instruiam. Și am luat loc întâi la... Cabana Trei Brazi s-o ținut. Copiii mei au scos un timp extraordinar. Ceilalți s-o ținut la vreo 12 minute după ei. Deci foarte folositoare pentru viață lucruri am învățat. Și părintele Maxim, pentru că ați adus vorba, el de mic a venit cu mine, învăța extraordinar de bine și oriunde mergeam, el tot timpul avea întrebări. Și fiind excursii tematice, eu îi pregăteam pe copii înainte, nu plecam așa în neștire. De exemplu, când am plecat pe urmele lui Mihai Viteazu, le-am povestit, deși la unele clase încă nu făcusem despre Mihai Viteazul lecția și le-am făcut așa o schemă de lecție care le-am arătat pe hartă, Guru Slău, Miros Slău, Cetatea Făgărașului, Severinului și am luat-o de la Hereclean, de la monumentul Mihai Viteazul, de la Guru Slău până la Miros Slău, Craiova, Severin, Călugăreni și culmea când am ajuns la Călugăreni era mare serbare 400 de ani de la bătălie de la Călugăreni și văzându-ne noi eram cu drapele tricolore în mână toți, că eram pe urmele lui Mihai Viteazu, ne-au pus în primul rând și să transmiteam direct la televizor alb-negru și când am dat telefon acasă după vreo două zile toți părinții, v-am văzut la televizor, erați acolo în primul rând, că ne-au dus acolo organizatorii, toți erau copii îmbrăcați frumos și se vedeau că rucsăcelele în spate și căscălătorii. Deci foarte frumos a fost. Copiii își amintesc cu drag și astăzi și am avut surpriza, de exemplu, odată în Retezat, nu știu, pe la 28-a, 9-a expediție, am întâlnit o echipă de studenți din Cluj care era condusă de unul din studenți, fostul meu elev, care era conducătorul lor și care acum e profesor universitar doctor la Cluj. Și de câte ori mă întâlnește, spune, nu vă uit niciodată cât de frumos ne-ați făcut copilăria pe expedițiile dumneavoastră. Și ăștia de la dansuri, acum i-a luat altă generație de profesoare care se ocupă de ei și în sfârșit. Mai fac și eu ce pot. Acum cu Veronica Mic le-am făcut concursul ăsta, i-am pregătit pe copii, înainte le-am spus despre Veronica Mică, l-am mers la statuia ei din Năsăul, le-am arătat locul unde a fost casa, unde a fost biserica, unde a fost botezată, am mers la celălalt poet, la Mihai Pleș, la mormânt, că și el a mor și au trăit exact aceeași vârstă, numai în secole diferite, poezi de ieri, poezi de azi, s-a numit concursul și le-am spus, dacă vă purtați frumos și nu mă faceți de râs la concurs,
atunci facem o excursie. Și m-am ținut de cuvânt și am dus prin toate locurile pe unde a mers Veronica Micle. Târgu Neamț, Agapia, Bratec, Miclăușeni, Iași, Botoșani, Putna, pentru că puțină lume știe că, de exemplu, Veronica Micle la Putna, împreună cu mama sa și cu alte doamne din Iași, au făcut toate eșarfele și cocardele care s-au pus în piept la cei care au sărbătorit în 1871 la Putna. Deci, copiii au aflat lucruri extraordinare. Și la ansamblu, toată țara au cutreierat-o cu ansamblu. Toate aceste momente au rămas și vor rămâne întipărite în mintea și în sufletul celor care v-au însoțit. Toți elevii dumneavoastră vă iubesc, toți elevii dumneavoastră vă îndrăgesc și vă caută de câte ori au ocazia și nu pot în acest punct al discuției să nu amintesc surpriza pe care foștii dumneavoastră elevi v-au făcut-o în momentul în care ați împlinit o frumoasă vârstă. În anul 2018, o bună parte a elevilor care v-au trecut prin mână la școala din Salva și nu numai, au pus mână de la mână și au scris câte un mic material, o scurtă evocare referitoare la experiența pe care au avut-o la orele de istorie și nu numai. Și așa a rezultat volumul Istoria ca mod de viață in honorem Ana Filip. Un dar de suflet pentru cea care a fost profesorul lor de suflet, profesoara de istorie Ana Filip. Un volum care a fost lansat chiar în anul centenarului Marii Uniri, în anul 2018 la Salva și un eveniment la care am și participat și pot spune cu mâna pe suflet că acel moment, acel eveniment a fost primit ca o adevărată sărbătoare la Salva. Dacă noi, astriștii, nu am reușit să organizăm o adunare generală în anul centenarului Marii Uniri, cu siguranță evenimentul de la Salva a putut fi considerată o adunare generală a Astrei, pentru că ne-am adunat acolo astriști din toată țara. Mergând mai departe, aș vrea să povestim puțin despre anii 90. A venit Revoluția, s-a prăbușit regimul comunist, s-au deschis granițele spre Occident și au început parteneriatele dintre școlile noastre și școlile din afara țării, din Occident. Mi-ați spus la un moment dat că în primii ani, post-decembriști, ați avut ocazia să participați la niște proiecte transfrontaliere. Ne-ați putea vorbi puțin despre această experiență a colaborării cu școli din afara granițelor țării? Da. Aveam o profesoară de engleză foarte pricepută și ea a fost cu ideea că noi nu știam că se poate face așa ceva. Dar ea vorbea perfect engleza. Veronica, o chema, Cristuș Veronica. Și prin cunoștințele ei, ca studentă, probabil a avut colegi străini sau așa ceva, am luat legătura cu francezi, germani, norvegieni, irlandezi, greci, turci și a făcut un proiect cu 8 țări, copiii noștri, grupe, grupe. Au mers și într-o țară și în alta, au călătorit prima dată cu avionul, au mers în Turcia, la Adana, au stat acolo 10 zile, au venit turcii la noi, apoi au mers în Norvegia, au venit norvegieni la noi, apoi au mers în Spania, în Grecia, în Italia, peste tot. Veneau copiii cu alte gânduri, cu alte experiențe de viață, fericiți că au văzut lumea. Și după ce a plecat ea, o educatoare a preluat aceste proiecte și ele se desfășoară și în ziua de astăzi. La ora actuală nu mai țin minte cu care țări au schimburile. Chiar au fost și anul trecut veniți străinii din vreo 4 sau 5 țări au fost. Școala noastră de la Salva este școală europeană și este foarte bine văzută de mai multă lume care o vizitează. Și, de exemplu, a venit englezul și la Consiliul Județean se face vizită cu cei străini. Și acolo când i-a întrebat cineva, ei, cum vă place la Salva? Englezul a ieșit în față și a spus că Salva e prima, așa arăta cu degetul că Salva e prima. Și altul, nu știu din care țară, a zis,
că avea traducător, a zis, noi nu avem școală de stat să arate cum arată școala de la Salva. Am rămas uimită, cum adică nu aveți școală de stat? Asta pare școală particulară. Și atunci m-am gândit, uite ce înseamnă când primăria își dă mâna cu școala și cu biserica, hai să nu ocolim subiectul, și când trag toți la aceeași căruță. Și atunci totul iese cum trebuie. Deci proiectele astea au deschis așa un orizont în cunoașterea lumii, a realităților din alte țări. Copiii mulțumiți că au văzut, au vizitat, au totul pe fonduri europene. Copiii n-au cheltuit eventual ceva, bănuți de buzunar. Dar restul n-au cheltuit nimic. Toate astea le-au fost plătite. Și noi nu știu cât de greu. Trebuie cineva să știe limba. Noi n-am învățat limba engleză la școală pentru că pe vremea mea profesorii de engleză erau în pușcării, toți. Abia în 64 i-au eliberat. De exemplu și francez am făcut cu profesorul de psihologie. În schimb am învățat limba rusă, care acum în ziua de azi e foarte bună, așa ce ea să o știi, dar în sfârșit. Deci foarte, foarte mult contribuie la modernizarea învățământului, ieșirile acestea ale copiilor. Ei nu uită ce au văzut. Și după ce au crescut copiii de la școală mare, păunașii, tot cu numele de păunași, ansamblu, am mers la festival, de exemplu, a fost la festivalul țărilor dunărene, la Calocea, pe Dunăre. Păi am avut un succes fantastic. Am fost la Olanda, la festivalul, cel mai mare festival, erau 142 de țări prezente, Shivo, noi și Republica Sud-Africană, Zulu, și am avut cel mai mare succes. Am primit trofeul. Am fost la Vidin, la Festivalul Țărilor Dunărene, la multe festivaluri. Copiii, acum recent, au fost în Spania, au mai fost la Țările Dunărene când s-a făcut la noi. Deci, peste tot. Și copiii nu consideră că este greu să meargă la repetiții. Au zi, vinerea, repetiții de la 5 la 7 și ei nu consideră o greutate. Au sâmbătă timp să-și învețe lecțiile și duminica și merg cu copiii cu multă, multă plăcere. Și părinții. Adevărul că părinții de la Salva pun accent pe școală și își educă copiii. Copiii la Salva, când intră la grădiniță, vin cu cei 3 anișori de acasă și în clasa 1 vin cu cei 7 ani de acasă sau 6 ani de acasă. Ăsta e adevărul. Și dacă le spui la părinți, uitați, trebuie mâine să vină copiii toți îmbrăcați în costume naționale, mâine toată școala e roșu și alb și cu penii de păun prin curtea școlii. Atât de înțelegători sunt. Dar adevărul e că și dascălii își fac datorie, să știți. Că n-ar fi avut nimeni curajul să pretindă atâta la părinți să ne ajute dacă nu ar fi fost și măsura dascălilor pe măsura ajutorului dat de părinți sau de primărie. Noi avem un primar acum, e la 6-lea, cred că mandat. E inginer de meserie, el știe ce înseamnă învățământul și a sprijinit școlile. Și școlile noastre arată foarte bine și moderne și... În sfârșit, acum avem și școală profesională, nu mai există copii neșcolarizați. Sigur că sunt probleme în școlile mai mărginașe, că e frig, e drumurile inundați, dar unde lumea își onorează meseria așa cum trebuie, se face carte. Și părerea mea e că nu e prea mare diferență, de exemplu, între o școală din mediul rural și una de la oraș, dacă dascălii sunt localnici, pentru că au o răspundere extraordinară. Un localnic nu-și poate permite să nu-și facă datoria, pentru că îi rudă cu un sfert din sat și cam ce-ar zice vecinii sau neamurile dacă el nu-și ar face datoria. Sunt și puțini care fac naveta, dar din Năsăud, 4 km nu-i navetă, pot să meargă și să vină pe jos. Și nu lipsesc niciodată navetiștii noștri. Și e așa o atmosferă plăcută. Și atunci când colaborează toți, lucru merge bine când... Și rezultatele sunt pe măsură. Se învârte roata, cum se zice, la căruță, mai ușor. Da, și rezultatele sunt pe măsură. Da. Sunteți un om care v-ați petrecut toată viața la catedră. Și după momentul retragerii ați rămas într-o legătură permanentă cu școala din Salva. Acum, chiar dacă următoarea mea întrebare poate să pară un pic prostească, dar cred că un om cu experiența dumneavoastră ar putea să-mi dea un răspuns. Cum credeți, după dumneavoastră, că s-a schimbat? De fapt, nu s-a schimbat. Cum credeți că a evoluat școala românească în ultimii 30 de ani, de la momentul Revoluției și până în zilele noastre?
Cred că au fost cam prea multe schimbări și tot felul de reforme și când numai bine învățai ce cere o reformă și ce trebuie să faci să schimba, venea altcineva și schimba. Schimbările astea nu duc la nimic bun. Stabilitatea e cel mai sigur lucru în continuitatea unui învățământ de calitate. Deci, bulversarea asta a elevilor nu este bună. Văd că mulți zic că școlile dau analfabeți funcționali. Părerea mea nu e asta. Oare olimpicii care vin cu medalii de aur de peste tot din lume au venit de la NASA, au câștigat concursurile de robotică, alții au venit de la olimpiadele de astronomie, matematică. Oare ăștia de cine sunt învățați? Nu de profesor. Și atunci cum poți să-ți permiți să generalizezi că profesorii sunt cei vinovați, că elevii sunt analfabeti funcționali după ce termină școala? Nu e adevărat. Dar să nu uităm că uitarea este un fenomen necesar. Deci dacă un om care muncește, să zic, în fabrică, nu mai are toată ziua nevoie să învețe, mai citește niște instrucțiuni la o mașinărie sau ceva, este normal că uită. Mai uită și ortografia. Dar nu se face gaură în cer dacă un strugar face greșeli de ortografie, să nu facă greșeli la strung. Sau dacă un, știu eu, și un aviator, am văzut că o postat și cu greșeli de ortografie. Asta nu înseamnă că nu știi conduce avionul. Deci sunt multe lucruri care li se dă prea mare importanță. Sau cu testele PISA. Am intrat odată să văd ce subiecte s-au dat. Păi acelea se bazează pentru pregătirea din punct de vedere profesional a elevilor. Ori școala de cultură generală trebuie să le dea elevilor cultură generală. Și de aia se numește cultură generală, ca să știe copilul și literatură, și istorie, și geografie, și fizică, și chimie, și biologie. Acum văd că vor să bage materii noi, dar astea ar trebui la liceu băgate sau la școli profesionale, profesionalizarea propriu-zisă, pe meserii. Nu să-i bulversează pe copii, am văzut, zice, educație antreprenorială. Păi ce îl pui pe un copil de clasa a 6-a, a 7-a să învețe așa ceva? Lasă-l să-și facă cultură generală, să știe pe ce lume trăiește, să înțeleagă relațiile sociale, relațiile politice, că și schimbările astea politice îi bulversează și pe oameni și pe noi, cei mai în vârstă, dar pe copii. Și de multe ori copiii sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți copii. Dar noi la SALV avem noroc că învață copiii, învață pentru că știu că Năsăudu are licee foarte bune, liceul George Coșbuc dă generații deosebite și merg și la Bistrița și unde vor și reușesc. Și avem copii foarte, foarte buni. Deci, poate că noi suntem un pic mai favorizați de soartă, fiind aproape de oraș și cu părinți mai înțelegători. Dar schimbările astea foarte dese nu duc la nimic bun în învățământ. Stabilitatea duce mai mult bine în educația unui copil. Și orice se întâmplă rău, se dă vina pe profesor. Profesor, unde-i dirigintele? Cade unul de la etaj, se lovește pentru că s-a jucat pe balustradă. Unde-i dirigintele? Și fai dosar penal la diriginte. Păi oare când te-a făcut instructajul de protecție a muncii la începutul anului școlar și l-a pus să semneze, nu te vei juca pe lângă geamurile deschise, nu vei trânti ușile, nu vei cobori pe balustradă ca pe topogan. Oare copilul ăla și-a semnat? Oare n-a fost instruit? Și atunci de ce să-i se facă dosar penal la diriginte, să mai fie târât și pe la procuratură și nu știu unde și să dea cu subsemnatul pentru un copil indisciplinat. La noi nu s-a întâmplat, ne-a ferit Dumnezeu, dar s-a întâmplat în alte locuri și am văzut oameni ajunși la necaz din cauza asta. Deci, părerea mea este că trebuie odată stabilizat învățământul pe niște criterii, învățământul general, e de cultură generală, apoi de cultură generală să fie. S-a lăsat o singură oră de istorie, cred că este foarte grav. Pentru că la istorie copilul învăța nu numai evenimentele istorice, nu numai evoluția societății umane de-a lungul secolelor și mileniilor. Avea lecții de cultură în care învăța despre toate inovațiile, invențiile, despre lucrările mari de artă, construcții, tot pentru cultura generală. Și ne mirăm astăzi că nu mai au copii cultură generală, că nu se descurcă. Păi omul cu cât cunoaște mai mult, cu atât înțelege mai ușor. Sau cum e și cu educația sexuală, care e atâta să discută, se făcea educație sexuală începând de la clasa a 8-a, a 9-a și a 10-a.
și la clasa 5 era educație sanitară, igienico-sanitară. Orele dirigenției erau împărțite. Educație pentru cultură, educație pentru tradiții, educație, bineînțeles, pe vremuri era și politico-ideologică, educația de bun cetățean, educația artistică și erau și lecții sanitare. Și acolo se vorbea igiena personală. La clasa 7 deja se vorbea la fetițe aparte și la băieți aparte despre ciclu și alte probleme specifice vârstei. La clasa 8 deja aveam de la Ministerul Învățământului pliante cu lecțiile, iar la 9, la 10 ani nu se punea problema. Făceam lecții de educație sexuală. Că mulți copii înțelegeau pe dos ce le spuneam noi, dar majoritatea înțelegeau și foarte mulți veneau apoi așa în secret să ne întrebe anumite lucruri, că aveau probleme și nu îndrăzneau să-și întrebe pe părinți și veneau și întrebau diriginții și pe profesori. Și fetele veneau la mine din toate clasele și mă întrebau, că știau că eu sunt deschisă, orice mă întrebau. De exemplu, se discuta despre SIDA și au venit și le-am spus ce este SIDA și cum se ia și să aibă grijă în viață. Și deci trebuie făcută educație, dar nu educație sexuală. Dar ce să învățăm să devină așa? Nu zic mai departe, pentru că e subiectul pe rol acum și toată lumea îl discută. Da. Vă propun să mergem mai departe și să povestim puțin despre o altă dimensiune a activității pe care ați desfășurat-o de-a lungul vieții. Așa cum spuneam la începutul emisiunii noastre, dumneavoastră ați îndeplinit și îndepliniți și rolul de președinte al cercului Astra Salva. V-aș ruga să ne povestiți în câteva cuvinte care au fost principalele proiecte desfășurate de Astra Săloană de-a lungul anilor, în care sunt ferm convins că ați implicat nemijlocit și școala din Salva. Da. Am avut un coleg de facultate, pe domnul profesor Ioan Seni, care a avut lucrare de diplomă, istoria Astrei, și a creat la Năsăud despărtământ Astra în 1990 și a făcut apel la profesorii de istorie să creăm cercuri Astra. Și am creat și eu cerc în 1993 și am avut surpriza că s-au înscris vreo 240 de oameni și din sat. Și am început să facem fel de fel de activități. Venea lumea, venea cu plăcere. Am avut apoi centenarul Tiberiu Morariu, academician Tiberiu Morariu. S-a făcut serbare mare la Astra, adunarea generală a despărțământului. Și în sala căminului nu mai puteai arunca un act de spectatori. Am făcut program cu Păuna și Salve, au venit profesori universitari de la Cluj, au vorbit despre Tiberiu Morariu și noi am avut comunicări științifice și elevii au contribuit. Deci am mobilizat și elevii cu programele, iar dascălii s-au înscris în Astra și foarte mulți oameni din sat. Sigur că pe rând au mai renunțat, că n-au putut să vină oamenii la adunările noastre. Dar un grup, un nucleu a rămas, am continuat activitatea, am făcut fel de fel de activități, tot felul de concursuri la școală am făcut. Și în fiecare an, ca să stimulăm copiii să citească, să își îmbogățească cultura generală, am atribuit premiile Astrei. Și v-am spus că primarul, fiind un om înțelegător și dându-și seama ce înseamnă o generație educată, a dat și el premii la copiii care câștigau la olimpiade, eu cu premiile Astrei, și în felul ăsta s-a creat așa o atmosferă de studiu, de învățătură, de concurență așa pozitivă în rândul elevilor. Deci Astra a contribuit la îmbunătățirea activității, mai ales lectura la elevi, programele artistice, culegere de obiceiuri și tradiții. Tot prin Astra am pus în scenă obiceiurile care au dispărut, de exemplu, obiceiul cămașa ciumii, tăiatul moțului la copil la un an, botezul, toate le-am pus pe scenă ca obiceiuri dispărute, că deja nu se mai practică. Sau împreună cu doamna Virginia Linu, doctor în istorie și etnografie, am participat și noi cu elevii, cu fetele mai mari, la secerișul grâului și am adus cununa grâului de pe hotar. Și a fost foarte frumos și copiii foarte fericiți și femeile care au participat. Am pus în scenă șezători, am participat la concursuri pe țară. Deci, în fel și chip, am mobilizat ca să vadă că a face școală nu înseamnă numai a învăța lecțiile,
și că de învățat se învață cu ușurință dacă prezintă interes și sunt atenți în clasă și restul au timp și de alte activități și pot să facă multe, multe pe lângă lecții. Și deci asta a fost un factor foarte bun pentru dezvoltarea culturală a localității. Și pe lângă toate acestea, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că dumneavoastră sunteți și un cercetător neobosit. V-ați aplicat de-a lungul anilor asupra studierii vechilor înscrisuri referitoare la istoria comunei Salva, la istoria Astrei sau la parcursul diferitelor personalități locale. De pe urma acestui studiu, acestor cercetări, au rezultat de-a lungul anilor câteva volume de specialitate. V-aș ruga să ne povestiți puțin despre aceste volume care au văzut lumina tiparului până acum, până în zilele noastre. Da, este vorba despre monografia Salva. Vă pot arăta dacă eventual se vede. Sigur. Repere monografice, împreună cu profesorul Ioan Morariu și cu întreg colectivul didactic de la școală. Am scos o monografie, se vede pe ea, vedeți cât e ca volum. Cu tot ce am putut culege, istoria, descrierea geografică a localității, toate evenimentele pe care le-am găsit în documente, am profitat de Biblioteca Academiei din Năsăud și am găsit foarte multe izvoare istorice acolo și le-am sistematizat. Am luat și de la profesori care nu mai sunt în viață, dar au publicat file din istoria Salvei și le-am pus în monografie, am apelat și la preoți și la țăranii mai în vârstă, i-am mobilizat pe toți fiii satului din toată țara să-și trimită fișe, partea a doua e cu fiii satului, pe categorii profesori, ingineri, preoți, învățători, asistent medical, medici, toți în această monografie. A fost foarte apreciată de toți cei care au văzut-o și fiecare din fiii satului care au venit la centenarul Tiberiu Morariu au câte un exemplar. Apoi am scris și monografia comunei în care m-am născut, Zagra, dar e numai în manuscris, pentru că între timp am făcut monografia mănăstirii și e foarte greu să îți plătești cartea după ce că te obosești să o scrii, trebuie să mai și plătești să o scoți. Am scos primul volum într-o mie de exemplare, după ce s-a făcut mănăstirea nouă Ghezid, că prima a fost de lemn, am făcut împreună cu părintele Maxim și am cuprins și canonizarea martirilor năsăudeni de pe platoul Mocirla din Salva din 1763 și am mai publicat apoi în reviste, în Zestrea, în Crinul Satelor de la Târgu Jiu, în Femeia, revista Femeia, în multe articole, cu tradiții, cu obiceiuri, cu... Apoi, părintele Morar a fost cu ideea să facem o revistă. Și am început să scriem articole, să vedem care ar fi potrivite. El s-a ocupat cu redactarea și asta am făcut-o online, că nu aveam bani cu ce să o scoatem editată. Am scrisă de mână, bineînțeles, întâi și apoi făcută. Și am pus-o pe online, ne-am trezit la că obținem fel de fel de acreditări și la ora actuală avem vreo 13, cred că, acreditări. Și a intrat în marile biblioteci. E păcat că eu nu știu limba engleză, dar părintele Maxim trebuie să răspundă la toate întrebările care vin din toate părțile. Și publică articole de cercetare științifică din domeniul culturii, din domeniul literaturii, religiei, istoriei și din alte țări publică în revista noastră. E online deocamdată, dar am reușit câte 50 de exemplare să facem și să le facem, să le edităm. Deci merge foarte bine și cu revista. Este singura revistă care apare în mediul științifică, care apare în mediul rural. Da. Da, ceea am ce avut surpriza este performanță. Să fim printre cele singura din mediul rural, de fapt, din Europa. Pe la numărul 3 eram din 614 câte erau acolo pe listă, noi eram pe locul 63 și acum suntem, cred că, sub 20. Avem 13 acreditări, cele mai importante acreditări.
Deci e mult de lucru, mai mult pentru părintele, că nu e atât de greu să scrii un material, că te duci la o bibliotecă, te documentezi și scrii, dar e foarte greu editarea și vă dați seama, știți dumneavoastră că ați scris și dumneavoastră și știți cât e de greu. Corect. Pentru că mai avem câteva secunde la dispoziție, v-aș ruga ca în încheierea noastră să transmiteți un gând, un sfat tinerelor generații de profesori. Aș vrea să le urez mult succes, să nu se sperie că toate trec și transformările astea se vor termina odată și se va așeza învățământul pe bază ca lumea, să fie optimiști și știți cum totdeauna au fost necazuri pe capul dascălilor. O să treacă și asta și totul o să fie bine. Ei să-și facă datoria la clasă, să-și apropie elevii, că dacă elevii sunt uniți și trag alături de profesor, profesorul poate fi mulțumit cu rezultatele elevilor. Și chiar dacă vor fi criticați, să nu mai pună la suflet. Că și pe vremuri și noi eram criticați la partid. Nu eram membri de partid, dar ne critica că n-am scris oamenii în colectiv sau că nu știu ce. Sau... Dar pentru aia, uite, am mers cu fruntea sus și ne-am făcut datoria și astăzi am lăsat loc de bună ziua, cum se zice. Suntem respectați și toți profesorii și învățătorii pensionari, la toate serbările suntem invitați. Asta spune ceva, că elevii zice să invităm pe domnii pensionari. Și ne invită și asta arată că totuși nu ne-au uitat. Și ei să fie siguri că atâta timp cât își vor face meseria și vor trata pe elevii așa cum trebuie, nu li se va întâmpla nimic. Chiar dacă vor avea ceva neplăceri, așa e viața, cu neplăceri. Să fie curajoși și să știe că viitorul este a celor care vor munci, până la urmă rezultatele se văd. Oricât te va săpa cineva, orice rău îți va face, tot până la urmă trebuie să-ți recunoască. Și îți vor recunoaște elevii. Și dacă ceilalți conducătorii nu îți vor recunoaște elevii, nu te vor uita niciodată. Le doresc multă sănătate și să treacă cu bine și peste pandemie și să fie vesel. Uitați, eu luna viitoare fac 80 de ani și încă m-aș mai duce la școlă, numai mă mai duc la asta, știți dumneavoastră, la toate adunările. Dar lucrând cu copii, întineresc. De la an la an și eu întineresc cu ei. Și acum m-am simțit tânără cu copiii pe unde am umblat. Și să nu vă lăsați. Mergem în continuare. Încheiem emisiunea noastră cu... Și eu urmăresc pașaportul cultural tot timpul, vă mulțumim. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc că aveți emisiuni foarte interesante, că eu iubesc în mod special Alba Iulia. Cred că și de 40 de ori am vizitat-o, și în excursii, și în expediții. Și la locul lui Horea, unde a fost martirizat, și la Celură, și peste tot, absolut, am umblat cu copiii. Și îmi place foarte mult Alba Iulia. Și am cântat în catedrală, că printre altele știu și să cânt. Deci, vă mulțumim. Încheiem emisiunea noastră cu aceste gânduri frumoase, transmise de doamna profesor Ana Filip, de profesorul de lângă noi, dacă am început emisiunea noastră cu această sintagmă. Și vom reveni în viitorul nu foarte îndepărtat cu un alt profesor, model de lângă noi. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că și de această dată ați fost alături de noi. Iar până la următoarea emisiune, vă invit să nu uitați faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!